Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vom învăța să facem un pătrat, un pătrat mai deosebit, un pătrat care pot să spun că nu are sfârșit. Puteți să lucrați la dimensiunile dorite de dumneavoastră. După cum puteți vedea, acesta are un aspect deosebit. Modelul este foarte, foarte plăcut și pentru acesta eu am folosit firul de bumbac, Stella, este firul adaptat croșetului cu numărul 3. Deci voi folosi croșetul cu numărul 3. Este foarte ușor de lucrat. În momentul în care veți prinde algoritmul după care se lucrează, veți vedea cât de ușor și cât de simplu este acest pătrat. Puteți să-l folosiți în diferite lucrări ale dumneavoastră, chiar pentru a crea gentuțe, mai mici, mai mari. Și haideți să vedem cum se lucrează. Eu o să dau un pic deoparte și vom începe lucrând un număr de 6 ochiuri de lanț. Deci vom lucra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ochiuri de lanț. Voi închide cu fir alunecat în corespondența primului ochi de lanț și din acest moment eu voi lucra 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet vom intra prin cercul format și voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. 3 ochiuri de lanț de separare, firul pe croșet și voi continua lucrând 2 piciorușe duble consecutive, 1 și cel de-al doilea. Voi continua cu 3 ochiuri de lanț și din nou cea de-a treia serie de 2 piciorușe duble. 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe duble, cea de-a patra serie, scuzați. După care voi face 3 ochiuri de lanț și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci aici vom face fir alunecat. După ce am făcut fir alunecat, vom continua lucrând 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, picioruș dublu în corespondența piciorușului dublu și voi continua cu 2 piciorușe duble în corespondența celor 3 ochiuri de lanț de separare. Lucrate și acestea, voi face 2 ochiuri de lanț de separare în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț. Voi face 1, 2 piciorușe duble, cel de-al treilea picioruș dublu în corespondența primului picioruș dublu, apoi voi face cel de-al patrulea picioruș dublu deasupra următorului picioruș dublu și 2 piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț. Deci acum avem 6 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare și ne vom întoarce pe partea cealaltă. Voi lucra din nou 2 piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț, urmând 2 piciorușe duble deasupra piciorușelor duble lucrate în rândul anterior, plus alte 2 piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț. Deci și aici, pe partea aceasta, avem 6 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare. Vom întoarce lucru și pornind din nou din spațiul celor 3 ochiuri de lanț, vom lucra 2 piciorușe duble, următoarele 2
deasupra fiecărui picioruș dublu din rândul anterior și continuăm cu două piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț. Deci avem deja una, două, trei părți complete cu câte șase piciorușe duble. Acum voi face două ochiuri de lanț de separare. Aici la început, după cum știți, avem doar patru piciorușe duble. Vom continua lucrând două piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț de separare și voi închide totul cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Acum, după cum puteți observa, avem cele patru laturi ale pătratului cu câte șase piciorușe duble. Acum, în acest punct unde noi am închis cu fir alunecat, vom continua lucrând trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua. Aici este începutul rândului cu cel de-al doilea, cel de-al treilea, am intrat greșit eu, deci avem două. Trei, patru. În spațiul format din cele două ochiuri de lanț voi face două piciorușe duble și astfel am ajuns din nou la un total de șase piciorușe duble. Voi face două ochiuri de lanț de separare, voi lua firul pe croșet și voi intra din nou în spațiul ochiurilor de lanț și voi lucra două piciorușe duble. Două ochiuri de lanț de separare, după care voi intra cu croșetul în corespondența celui de-al patrulea picioruș dublu. Deci am sărit două, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi face cele patru piciorușe duble, cel de-al treilea, cel de-al patrulea și voi continua cu două piciorușe duble în spațiul format din ochiurile de lanț. Deci avem două plus patru sunt șase, din nou seria de șase. Acum, exact în modul în care am făcut la acest colțișor, eu voi face două ochiuri de lanț de separare, urmat de două piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. Aceste două piciorușe duble ne vor ajuta pe parcurs, după cum puteți vedea, să mărim numărul segmentelor, haideți să numim segment, segmentelor formate din cele șase piciorușe duble consecutive. Deci lucrate și acestea două, voi face două ochiuri de lanț de separare, voi sări două piciorușe duble, voi intra în corespondența celui de-al patrulea și voi lucra cele patru piciorușe duble, două, trei, patru, în spațiul format din ochiurile de lanț voi lucra următoarele două piciorușe duble și am format seria de șase, două ochiuri de lanț de separare și voi lucra cele două piciorușe duble singure, două și din nou două ochiuri de lanț de separare, voi sări două piciorușe din rândul anterior și voi continua lucrând cele patru piciorușe duble, 1,
2, 3, 4, cel de-al patrulea, următoarele două le voi face în spațiul format din ochiurile de lanț, ce avem 1 și cel de-al doilea, după care voi face două ochiuri de lanț de separare și voi face grupul celor două piciorușe duble singure. Voi închide rândul cu două ochiuri de lanț și cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Deci, voi trage acest fir de aici, de pe mijloc, care se vede urât, să putem vedea ceea ce se lucrează. Așa, deci, după cum puteți vedea, deja pătratul nostru începe să se contureze. În continuare, după ce am închis și acest rând cu fir alunecat, voi merge cu fir alunecat până în corespondența piciorușului cu numărul 3. Deci voi numărând de aici cu 1, 2, voi ajunge în corespondența celui de-al treilea și voi lucra aici 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi merge în continuare lucrând seria de 6. 3, 4, cel de-al șaselea, deci am întregit seria de 6, două ochiuri de lanț de separare. Acum avem aceste două piciorușe duble aici, de o parte și de cealaltă a acestora vom lucra câte două piciorușe duble. În acest spațiu facem 1 și cel de-al doilea picioruș dublu, două piciorușe duble deasupra piciorușelor duble de rândul anterior, deci avem 4, continuând cu 2 piciorușe duble în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Acum avem 6 piciorușe duble, două ochiuri de lanț de separare, vom sări 2 piciorușe, vom intra în corespondența celui de-al treilea, și voi continua seria celor 6 piciorușe duble. Avem 3, 4, urmat de alte 2 piciorușe duble în spațiul format din cele 2 ochiuri de lanț. Okay. Acum, vedeți, pe o latură avem 2 grupe de câte 6 piciorușe duble. Două ochiuri de lanț de separare, iar acum mergem să formăm primul grup de 6 piciorușe. Deci vom lucra 2 în partea dreaptă, celor 2 piciorușe duble, cel de-al treilea și cel de-al patrulea, deasupra fiecărui picioruș dublu. Iar în spațiu format de cele 2 ochiuri de lanț vom forma următoarele două piciorușe duble și, după cum puteți vedea, avem deja primul grup de 6 piciorușe duble, după care voi continua lucrând două ochiuri de lanț și vom sări direct în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu și vom face din nou seria de 6 piciorușe duble. 4, 5, cel de-al șaselea, două ochiuri de lanț de separare și aici formăm noul grup de 6 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5, cel de-al șaselea, două ochiuri de lanț de separare
și astfel vom lucra până la sfârșitul rândului. Deci voi sări două, voi intra în cel de-al treilea, voi continua. Am două, trei, patru piciorușe duble, cel de-al cincilea și cel de-al șaselea, care le lucrez în grupul, în cele două ochiuri de lanț de separare, două ochiuri de lanț de separare, iar acum formez noul grup de șase piciorușe duble, care este de fapt și ultimul grup din acest rând. 4, 5 și cel de-al șaselea, două ochiuri de lanț de separare, 2, voi închide în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide cu fir alunecat. Și cu fir alunecat ajungem în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu, deci am închis în corespondența celui primului, cel de-al doilea, ajungem în corespondența celui de-al treilea și vom lucra din nou trei ochiuri de lanț. Deci fac un pic chiar fiecare pas, modul în care dumneavoastră să puteți vedea. Am lucrat cele patru piciorușe duble și pentru a întregi seria de șase, două le-am lucrat în spațiul format din cele două ochiuri de lanț. Fac două ochiuri de lanț de separare și acum din nou, în fiecare colțișor, vom face seria celor două piciorușe duble singure, care apoi ne vor ajuta să formăm un nou grup. Două ochiuri de lanț de separare, voi sări două piciorușe duble, voi intra în cel de-al treilea și voi forma grupul de șase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, două ochiuri de lanț de separare. Voi intra în cel de-al treilea picioruș dublu. După cum vedeți, intrând în cel de-al treilea picioruș dublu a fiecărui raport, noi mutăm practic grupele înspre stânga, așa cum vedeți în acest pătrat care eu l-am lucrat deja. Și voi continua cel de două, pic, un pic, că mi s-a încurcat aici. Avem două, trei, acesta este cel de-al patrulea, două piciorușe duble și am închis seria de șase. Fiind în colț, din nou vom lucra seria celor două piciorușe duble singure. Două ochiuri de lanț de separare și voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș dublu din rândul anterior lucrând. După cum puteți vedea și ați putut vedea, la fiecare al doilea rând, în fiecare colț, noi lucrăm aceste grupuri de câte două piciorușe duble cu două ochiuri de lanț de separare, după care ne vor ajuta să înmulțim rapoartele. De acum noi vom lucra singure. După cum puteți vedea, am ajuns la sfârșitul acestui rând. Modelul deja se conturează. Așa cum vă spuneam, dacă veți învăța algoritmul, puteți să creați acest pătrat infinit. Eu am lucrat două ochiuri de lanț
închid rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, cu fir alunecat ajung în corespondența celui de-al treilea, iar aici voi începe un nou rând, trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, iar următoarele două le fac în spațiul format din cele două ochiuri de lanț de separare. Întotdeauna, deci veți fi foarte atente aici la colțuri, așa cum vă spuneam, la fiecare al doilea rând, lucrăm această serie de două piciorușe duble singure, care ne ajută să formăm un nou grup. Ia uitați-vă, am două piciorușe duble în spațiu format din cele două ochiuri de lanț, plus două piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, urmate de alte două piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț, două ochiuri de lanț de separare. După cum puteți vedea, deja am format un nou grup. De data aceasta, rândul nostru va fi format din trei grupe de câte șase piciorușe duble. Vom merge singure până în colț, iar aici vă voi arăta din nou. După cum puteți vedea, cele trei grupe sunt deja formate. Am ajuns în colț, am făcut cele două ochiuri de lanț de separare, iar acum voi începe rândul următor formând primul grup al acestui rând, primul grup de șase piciorușe duble. Deci două piciorușe duble în corespondența ochiurilor de lanț de separare, două piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș din rândul anterior, plus alte două piciorușe duble în spațiul format din cele două ochiuri de lanț de separare. Acum, ochiurile de lanț de separare și uitați-vă cum se prezintă colțișorul. Vom lucra singure. Eu am ajuns și la capătul acestui rând. Acest pătrat putem să lucrăm cât de mare dorim, cât doriți dumneavoastră îl puteți extinde. De aceea eu îl voi numi pătratul fără sfârșit, pătratul infinit, în sfârșit. Eu cred că am explicat bine modul în care se lucrează, de aceea mă voi despărți de dumneavoastră aici. Dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, vă rog să lăsați un comentariu, un like, iar dacă din întâmplare vedeți un tutorial și nu sunteți înscrise pe canal, vă rog să vă înscrieți, nu vă costă nimic, totul este gratuit. Următorul tutorial vă voi arăta modul în care am realizat o mărturie exact cu acest model. Din curiozitate, dacă o să doriți să intrați la următorul tutorial, veți vedea ceea ce am creat. Eu mă despart de dumneavoastră cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă doresc o zi minunată. La revedere, vă salută, Tatiana!